Bună seara, bine ați venit! Bună seara! Pentru dumneavoastră, lumea de ieri este lumea de dinainte de 89. Da. Pentru care ieri, la lansarea despre care noi am vorbit în Jurnalul Cultural de aseară, ați avut și o temă de discuție. Am să citesc pentru a nu greși, ficțiunea și realitatea dură a lumii de ieri. Despre fantomele care continuă să ne bântuie. Sigur, în general, fantomele sunt și ispititoare, sunt pe de altă parte și coșmarești și dacă ne gândim, dacă punem accent așa istoric, normal că sunt în primul rând niște repere. Pentru că, vedeți, întotdeauna fantomele se leagă și de o lume subtilă. Într-un apolog al lui Zhuang Zi sau într-o proză de-a mea, nici nu mai contează, un individ se culcă și în vis îi apare o fantomă care îl conduce în lumea de dincolo. Dar asta pentru că el, de fapt, adormise pe un câmp și își pusese căpătâi un craniu găsit aiurea. Cam așa se întâmplă lucrurile, adică nu e nimic întâmplător. Așa este și cu fantoma mea. Deja sunteți foarte prietenoasă cu fantomele, pentru că eu înțelesem că fantomele sunt spirite neîmpăcate, care n-au reușit să treacă dincolo, n-au reușit să ajungă la lumină. De asta au rămas pe aici printre noi. Fantoma... Eu am crezut că e doar de rău să fii fantomă. Da, nu e chiar așa. Fantoma mea are o latură negativă, evident, vine din suferința unui om, dar și din fericirea, din extazul unei zile frumoase de vară, când un învățător, mă rog, ajunge la acea stare de euforie capabilă să creeze o stare de spirit. Deci, vedeți, și așa, și așa. Și această metaforă am legat-o de comunism, pentru că simțeam nevoia să mă întorc acolo, așa cum, ca pe o datorie, de altfel, pe care o au toți cei care au prins acea epocă. Mă spuneați foarte frumos că simțeați nevoia să faceți o legătură. Da, și literar, evident, totdeauna mi-am dorit să fac legătura cu marea literatură a anilor 60, cu romanul de tip tradiționalist, cu realismul acela acuzator al lui Tsoiu, cu realismul masiv de construcție a lui Breban sau cu cel insinuant al lui Buzura. Și, nu știu, am vrut să scriu un roman care să fie și ca o punte, dar nu mai puteam întoarce pe același drum bătătorit, ca să zic așa, și am ales o formulă care, în fine, ține totuși de postmodernism. Și v-ați întors în locurile dumneavoastră natale, pentru că am înțeles că deși scrieți de la 14 ani, ați ales să nu publicați nimic până în 97. De ce? Da, cam așa s-au întâmplat lucrurile. Există vârsta aia tinereții când e foarte greu să faci compromisuri. E mult mai greu decât la vârsta maturității. Dar aici deja am avea o discuție lungă, lungă și... Scrisul înseamnă un compromis? Publicarea înseamnă un compromis? Unde este compromisul? Publicarea înseamnă un compromis în momentul ăla. Lucrurile nu se desfășurau așa de lin, cum credem noi astăzi. Adică, de pildă, pe la sfârșitul... cred unii astăzi. Da, cum cred unii astăzi. Pe la sfârșitul dictatului eu am încercat să public. N-am reușit să trec de niciun portar de editură. Toate editurile erau păzite. Portarii știau dacă e bine, da, sau nu. Bineînțeles. Cine trebuie să intre, da, sau cine, da, nu trebuie, da, să intre. Și de asta, adică, na. În sensul ăsta vorbesc despre compromis și normal că ele, ca și astăzi de alminte din multe sectoare, erau unele subterane. Dar pentru asta trebuia să stai în genunchi, nu? Și la vârsta tinereții nu prea nu ești dispus să stai în genunchi. E adevărat. N-a fost nevoie să stați în genunchi. Ați mers cu coloana dreaptă să publicați această da, carte. Până la urmă așa s-a întâmplat. Și vreau să mergem în locul acela unde înțeleg că există. Am văzut ieri în declarația pe care ați dat-o colegei mele, Ileana Bâja, că există această moară, că ea este în satul în care v-ați născut. Da, la Comoșteni, în satul în care m-am născut, exista o moară roșie care era chiar vis-a-vis de casa noastră și care era atât de înfricoșătoare încât eu nici nu mă uitam spre ea. Da, și se spunea că acolo normal locuiește o fantomă. Era o mulțime de povești, de fapt, legate de moara aia. Era o moară... există câte o fantomă? Da, bineînțeles, era o moară părăsită care crease o adevărată mitologie în jurul ei și, în fine, lucrurile acestea s-au colat, într-un fel, pe experiența dură din planul istoriei pe care eu am trecut-o, așa, în genunchi, pe jumătate, căzând când în genunchi, ridicându-mă din când în când. În plan social, lucrurile au fost foarte dure, de fapt, în toată perioada aia și chiar la sfârșitul dictaturii, de care îmi amintesc. Așa, cu detașare. E o întreagă discuție. Unii spun că e bine să uităm cu totul și să dăm la o parte tot ce s-a întâmplat și să ne continuăm viața ca și cum n-ar fi existat. Sunt și alții care spun, hai să ne întoarcem acolo, să vedem ce s-a întâmplat, să știm de ce s-a întâmplat, așa atât cât putem să știm, ca să nu se mai întâmple niciodată.
E adevărat, dincolo de latura asta pedagogică, însă există un curs firesc al lucrurilor. Totdeauna rămân, aceste lucruri nu se uită, rămân într-un buzunar lucrurile esențiale, așa cum rămâne jurnalul dumneavoastră pe site-ul televiziunii trebuie naționale. Trebuie să-l vedeți neapărat pe ce de aici. Și rămân, din păcate, generații formate prost, generații de oameni care au crescut, așa cum spuneți dumneavoastră, cu spatele nu tocmai drept, care și-au educat copiii așa. Și probabil că acolo trebuie umblat puțin, la generațiile astea care n-au crescut așa cum trebuie și care trebuie să-și amintească ce s-a întâmplat greșit ca să poată să se îndrepte așa măcar un pic din mers. Din păcate, nu noi facem asta. Regulile istoriei sunt destul de perverse. Cărțile, arta, cultura, educația prin televiziune, în fine, nu sunt suficiente. Eu zic să ne bucurăm totuși de ce avem și să ne bucurăm că avem cărți, că avem educație prin televiziune, că avem totuși generații care încep să îndrepte. Aș fi puțin mai optimistă de atât. Da, dacă și sistemul de învățământ s-ar repara puțin, atunci chiar ar zice da cu toată gura, așa mă abțin puțin. Sunteți profesor universitar. Da. Ce reproșați sistemului de învățământ? Dumneavoastră m-ați adus aici. Faptul ăsta că de pe la sfârșitul dictaturii, practic, s-a prăbușit sistemul de învățământ și lucrurile au mers din ce în ce mai prost, pentru că nimeni n-a avut curajul să taie nodul gordian. Dacă am avea din nou un haret sau un om dispus, de fapt, să discute cu oamenii care fac educație, adică cu învățătorul, cred că lucrurile s-ar schimba. Cartea mea pune și această problemă a învățătorului care este la un anumit moment sub haret, chiar în 1910, este o autoritate și care cade, încât finalmente el ajunge o găleată de sânge și atâta tot. Doamna Doina Ruștea, a fost o plăcere. Am să-i invit încă o dată pe telespectatorii noștri. Fantoma din Moară se numește volumul doamnei Doina Ruștii. Cumpărați, citiți, avem nevoie să ne întoarcem acolo ca să știm cine suntem astăzi. Mulțumesc tare mult! Eu vă mulțumesc! La revedere!